totuși primăria ar trebui să prevadă cumva treaba asta, nu? Este imposibil să ajungi la timp la serviciu. Ar trebui să facă ceva primăria, nu? Nu știu, eu m-am săturat. Cine se cred indivizii ăștia? Habar n-are ce suntem noi în stare să facem. Ia, fă o plângere. Da chiar, pot să știu și eu de ce plătim noi impozite? Ha? Premieră la Teatrul Odeon din București, Contra democrației de Esteve Soler, regia Alexandru Dabija. E un text solid, pentru că reprezintă un punct de vedere pe care toți pe undeva îl avem înăuntru nostru vis-a-vis de clasa politică și de ce se întâmplă în politica noastră. Este un text simplu și direct. Aducea cumva cu tipul de absurd românesc, cu tipul de abordare românească a problemelor. Sunt mai multe sketch-uri, sunt 6 povestiri foarte scurte și extrem de directe, sunt aproape gazetele. Cum se vede Contra democrației de pe scenă, ne spun actorii. Mă numesc Alina Berzunțeanu și am jucat în spectacolul Contra democrației rolurile Fata din sac și Mama criminală care își omoară copilul. E un spectacol horror pe care îl ador. Textul are o libertate și îți dă voie să te joci. Richard Bovnuțchi, personajul X. Este o reflecție a realității zilelor noastre. Silvian Vâlcu. N-am nume. E un spectacol care atrage atenția asupra extremelor democrației, limitele care există. Eu am văzut astăzi un domn care își bătea copilul fără niciun motiv în autobuz, că plângea, pur și simplu, și dădea în el așa. Deci există, exemplele le avem pe stradă, peste tot. Miezul acestui spectacol este în textul primei piese, care spune: dacă Dumnezeu e aici acum, de ce e atât de greu de găsit? Sau o să fiu omul care trăiește clipa. Haideți să trăim clipe mai frumoase. Mesajul din spatele acestui spectacol este unul foarte frumos. Noi vrem să trăim frumos, doar că societatea și democrația a creat tiparele acestea, din păcate. Oana Ștefănescu, fiți foarte atenți, că dacă nu băgați de seamă, așa ajungeți. Așa cum ați văzut în spectacol. Vrem să avem iar un oraș cu de toate. Chiar și cu oameni, dar nu orice fel de oameni. Vor fi aleși să devină... Și desigur, argumentele producătorului, actrița Dorina Lazăr, directoarea Teatrului Odeon. Contra democrației e un spectacol șocant, foarte tușant. Nu trebuie ratat pentru că se vorbește despre viața noastră. E o doză de absurd țesută pe viața noastră, pe lucruri reale. Și unele care nu sunt reale, poate sunt niște instincte pe care le stăpânim bine ca ele să nu iasă la suprafață. Iar la final, câteva voci din public, actorul Marcel Iureș și jurnalistul Cătălin Ștefănescu. E fabulos, asta nu e o impresie, e un verdict, ca să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult, da, artiștii minunat, domnul Dabija peste orice, n-am ce să zic, pur și simplu, e formidabil. Antevorbitorul meu a spus ditirambic, zic și eu așa, text fabulos. Artiști bestiali, regizor excepțional. Alexandru Dabija e întotdeauna surprinzător. E un spectacol dur, deși am râs și m-am amuzat, cumva râsul mi-a înghețat pe buze. E violent, e o oglindă foarte bună pentru vremurile pe care le trăim, dar cumva parcă simți așa o ușă întredeschisă și simți că dacă nu ne-am luat atât de tare în serios, grozăvia lumii din afară poate nu ne-ar atinge. Dar ne luăm în serios și atunci ajunge la noi. Izabela Namțu. Care e numărul? Spuneți-mi, vă rog, doar atât. Care e numărul? După 1 vine 2, după 2 vine... 3. 4, 5, 6. Și mai departe? Și mai departe ce? Asta e tot.